Astăzi vă arăt cum îmi coafez eu părul, care acum este mult mai scurt ca înainte. În duș de obicei folosesc șamponul Macadamia Natural Oil și masca din aceeași gamă. Înainte de a-l usca, aplic ciment termic de la Kerastase pe lungime și vârful. Principal rădăcinile. Cu Tangle Teaser-ul și fenul încep să-mi usuc părul, încercând să-l îndrept cât de mult pot. Când părul este cam 70-80% uscat și în toate direcțiile, îl împart în șuvițe și îl usuc mai departe cu peria rotativă folosind capătul mai mare al perii. Peria rotativă îi dă luciu, volum și îl coafează exact ca la salon. Repet procedeul pentru fiecare șuviță de păr. Calota o coafez spre spate pentru mai mult volum. La sfârșit am grijă ca totul să fie drept și întors spre interior și mai retușez micile șuvițe repede. Lucru pe care îl fac este să aplic uleiul de păr de la L'Oreal pe lungime și la vârf. Așa îmi coafez eu părul de cele mai multe ori. Simplu și rapid.
Mulțumesc!